adunarea generală a Ligii Profesioniste de Fotbal, încheiată câteva minute mai devreme. Avem acum conferința generală, conferința de presă, susținută de președintele Ligii Profesioniste, domnul Gino Iorgulescu, secretarul general al LPF, domnul Justin Ștefan, și de domnul Marius Avram, VIR Project Manager în cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal, care vă vor spune ce s-a discutat la conferința, la adunarea generală în această conferință și, bineînțeles, vor răspunde întrebărilor dumneavoastră. Rugămintea mea este să vă păstrați locurile, distanța dintre dumneavoastră, să puneți toate întrebările pe care le considerați de cuvință a fi puse odată, pentru ca microfonul să poată fi schimbat de fiecare dată când trece de la unul dintre dumneavoastră la altul. Domnule președinte, vă rog. Bună ziua, bine ați revenit la Liga Profesionistă de Fotbal. Fac o corectură la ceea ce a spus Mitran. N-a fost o adunare generală, a fost o întrunire a Ligii Profesioniste de Fotbal în care am vrut să informăm ce se întâmplă cu sistemul VAR, că sunt foarte multe speculații în presă și am vrut să lămurim cu cluburile în ce situație suntem. Dacă vreți și aveți multe întrebări, o să răspund și eu și domnul Justin și domnul Avram. Eu pot să vă spun că în momentul acesta am tras o concluzie de la această întrunire, să mai facem un drum la federație, să fac o întâlnire cu reprezentantul drepturilor TV și cu domnul Burleanu, o întâlnire în trei, să încercăm să deblocăm această situație. Restul vă stăm la dispoziție cu alte întrebări sau dacă cei doi simt nevoia să spună ceva mai mult decât am spus eu acum, pot să spună. O, cred că putem să răspundem direct la întrebări. Sunt sigur că ele sunt punctuale și îi pot ajuta pe toți cei interesați să înțeleagă lucrurile cât mai bine. Până la urmă, cum se va rezolva situația cu varul și cu cine va plăti pentru instruirea arbitrilor? Pentru că asta era problema cea mare, nu? Asta e problema cea mare a federației, pentru că nici regulamentele, nici din alt punct de vedere juridic, nu avem voie noi să plătim ceva ce nu e în subordinea noastră sau organizarea noastră. Poate să vă dea amănuntele domnul Justin să vă explice exact ce demersuri am făcut și ce. Să înțelegeți că nu e în atribuțiile Ligii Profesioniste de Fotbal plata acestor arbitri pentru școlarizarea lor a sistemului VAR. După câte ați văzut, întâlnirea aceasta a durat mult, pentru că am luat povestea de la început, încă din anul 2018, când am început primele demersuri pentru implementarea VAR în România. A urmat apoi discuție din 2019, când a apărut deja în discuție oportunitatea de a fi accesate anumite fonduri de la FIFA pe programul FIFA Forer 2.0. Din păcate, Federația Română de Fotbal nu a considerat VAR-ul o prioritate așa încât au folosit fondurile respective pentru alte proiecte. E alegerea dânșilor, bineînțeles. Mai departe, am continuat aceste discuții. Am ajuns undeva în 2020 când a avut loc kick-off meeting-ul pentru proiectul VAR. Asta înseamnă prima întâlnire între toate părțile implicate în proiect, respectiv FIFA, Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal. Potrivit regulilor aplicabile în materie VAR, există câte o sarcină, să spun așa, principală pentru fiecare parte. Liga Profesionistă de Fotbal are sarcina de a furniza tehnologia și operarea ei, iar Federația Română de Fotbal are sarcina de a furniza pregătirea arbitrilor VAR.
Mai mult decât atât, am văzut tot felul de declarații făcute în spațiul public, pe care eu personal le-am considerat dezinformări sau lucruri care nu au fost clarificate suficient. De ce spun asta? Pentru că în realitate Liga Profesionistă de Fotbal nu și-a dorit niciodată să conducă acest proiect, ci și-a dorit să se ocupe doar de sarcinile care îi reveneau și la fel nu am impus niciodată Federației Române de Fotbal să existe un manager de proiect în zona de formare a arbitrilor pentru VAR. Ce înseamnă asta? Înseamnă că am propus, la fel ca în Germania, să existe o conducere bicefal, respectiv Federația Română de Fotbal, prin domnul Deaconu, să coordoneze partea de formare a arbitrilor, iar Liga Profesionistă de Fotbal, mai întâi prin domnul Pongraț și ulterior, odată cu venirea domnului Avram, pe care îl și salut cu această ocazie și sunt sigur că mă va completa și dânsul, să organizăm ceea ce înseamnă partea de tehnologie. În ceea ce privește partea de tehnologie, în acest moment, lucrurile sunt rezolvate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în urma discuțiilor pe care le-am purtat în această dimineață cu mai mulți parteneri, nu avem doar două mașini VAR, ci avem patru mașini VAR. Două care sunt echipate complet și care pot furniza serviciu VAR începând din acest moment și încă două care vor fi echipate de îndată ce se va încheia o înțelegere între Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal și se va stabili foarte clar ce are de făcut fiecare. Au fost voci în spațiu public care au spus că trebuie să plătim noi aceste cheltuieli. Nu e vorba de cine poate, cine nu poate sau cine trebuie să le plătească, ci e vorba doar de ce spune legea. Și legea este foarte clară atunci când vine vorba de formarea arbitrilor. Aceste cheltuieli trebuie suportate de Federația Română de Fotbal. Deci nu e vorba de o negociere, le suportă sau le suportă celălalt. Nu, le suportă cel care trebuie să le suporte potrivit legii. Așa cum v-a spus și domnul Iorgulescu, săptămâna viitoare va exista o întâlnire pentru a debloca această situație. Iar în situația în care nu se va ajunge la un numitor comun, în cadrul întâlnirii de astăzi au fost desemnați mai mulți reprezentanți care să se prezinte în cel mai scurt termen la Federația Română de Fotbal și să comunice încă o dată nu poziția cluburilor, ci pur și simplu ce are de făcut fiecare. Și aici cred că Marius mă poate completa, inclusiv în ceea ce am analizat ca și, eu știu, un element pe care l-am putea încerca. Da. În primul rând, bună ziua! În scurtul timp pe care l-am petrecut în ultimele zile în Liga Profesionistă de Fotbal, am încercat să fac o radiografie a întregului istoric, a tot ceea ce s-a petrecut încă din anul 2018, de când LPF a început demersurile pentru a duce VAR în România. Am prezentat acest lucru președinților de club astăzi, în această întâlnire care a avut loc, și le-am explicat și din punct de vedere al costurilor cam ce ar însemna asumarea acestui proiect VAR în campionatele viitoare. Așa cum a spus și domnul secretar general, proiectul VAR, pentru a simplifica, reprezintă coeziunea între două elemente foarte distincte, și anume partea tehnică a lucrurilor și partea legată de arbitraj. Partea tehnică, evident, că este susținută, suportată de către Liga de Profesioniste de Fotbal, indiferent prin ce mijloace găsește aceasta de a susține financiar această parte tehnică, iar partea de arbitraj este exclusiv în atribuțiile Federației Române de Fotbal. Nimeni nu-și dorește să preia vreo atribuție de la Federația Română de Fotbal în ceea ce privește pregătirea, evaluarea, delegarea, promovarea arbitrilor. Lucrurile acestea nu sunt de interes pentru Liga Profesionistă de Fotbal. În al doilea rând, studiem foarte atent posibilitatea, având în vedere că deja avem două mașini pregătite pentru Liga 1, studiem posibilitatea, încă nu avem 100% informații în acest moment, dar așteptăm să primim, având în vedere că România are în acest moment două stadioane pregătite, deja omologate internațional, pe care s-au desfășurat meciuri cu VAR, și două brigăzi de arbitri, și anume Ovidiu Hațegan cu brigada lui și Ișvan Covaci cu brigada lui, care au certificare VAR, deci practic ei pot arbitra VAR oriunde în lumea aceasta, este permis de către FIFA să se desfășoare meciuri cu VAR. În acest moment, una dintre echipe poate fi pe teren, în timp ce cealaltă se află în cabina VAR, și la fel de bine, pentru un al doilea meci, una dintre echipe se află pe teren, în timp ce cealaltă se află în cabina VAR. Vom vedea în viitor dacă putem să avansăm chiar atât de repede. Încă n-am primit un răspuns, să fim siguri dacă este permis sau nu acest mod de abordare al lucrurilor. Și hai să mai punctăm încă o dată. După ce se va implementa proiectul VAR, delegarea arbitrilor VAR se va face conform regulilor
în vigoare, respectiv de către Comisia Centrală a Arbitrilor, și așa cum a punctat și domnul Avram, nu există niciun interes din partea Ligii Profesioniste de Fotbal să aibă vreo ingerință în această activitate. Concret vorbind acum, dacă discuțiile cu Federația vor avea un rezultat pozitiv, când vom avea cel mai devreme VAR în Liga 1? Școlarizarea arbitrilor durează cel puțin 6 luni. Dacă deblocăm situația și în 6 luni, minim, zic, 6 luni, domnul Avram spune că poate să dureze vreo 8 luni, abia atunci am putea avea VAR. Pentru niște meciuri din play-off, play-out, dacă ni se dă aceea aprobare de care vorbea domnul Avram, poate putem să folosim acele două brigăzi ca să jucăm cu VAR. Ar fi totuși corect să se întâmple lucrul ăsta, ca doar la anumite meciuri să fie acest sistem? Nu. Mă gândesc că am putea totuși la niște meciuri care sunt foarte importante să implementăm acest VAR, dacă se poate. Dacă nu, așteptăm și de când suntem gata, peste 8 luni, 6 luni, intrăm cu toate cluburile, știți cu toate meciurile. Știți de ce vă întrebam? Pentru că unele cluburi au făcut cereri sau și-au exprimat dorința de a-l recuza pe Ișvan Covaci la anumite partide, Ișvan Covaci fiind unul dintre arbitrii care poate folosi acest sistem în acest moment, după cum a spus domnul Avram. Bine, dacă sunt cluburi care l-au recuzat și aia, la vremea respectivă o să le cerem acordul. Bănuiesc că ar putea să-și retragă plângerea către Ișvan Covaci dacă e VAR, pentru că îl corectează VAR-ul. Pentru domnul Avram mai am o întrebare. În Anglia, de exemplu, au existat probleme după implementarea acestui sistem și până la urmă au existat și discuții după implementarea VAR-ului. Credeți că și la noi vor fi anumite probleme până arbitrii se vor obișnui să folosească acest sistem? Din experiențele atât de la competițiile UEFA, cât și din campionatele unde deja este introdus acest sistem VAR, s-a observat că s-au eliminat complet acele greșeli despre care vorbim, că sunt foarte evidente, lucrurile mari, lucrurile care duc la cele mai mari discuții după meciuri și vicieri de rezultat. Acele au fost eliminate. Este evident că nu se va elimina complet controversa în momentul în care se introduce VAR, deoarece trebuie să rețineți următorul aspect. Arbitrii din cabina VAR intervin pentru a ajuta arbitrul din teren doar în acele situații pe care ei le consideră clare, foarte clare. Atâta timp cât există cel mai mic dubiu sau cât există cel mai mic element în favoarea deciziei luate de arbitru în teren în momentul respectiv, cei din cabina VAR nu intervin. Și atunci decizia arbitrului din teren este cea care rămâne. Evident că la aceste faze gri vor mai exista în continuare unele controverse, dar cel puțin se vor elimina cele de care vorbeam mai devreme, cele clare, cele evidente. Bună ziua! Ce veți face dacă Federația nu are bani să instruiască arbitrii, diferența aceea de 400 sau câte sute de mii or fi, da? Ce se va întâmpla? Păi, atunci înseamnă să mai amânăm implementarea acestui VAR, dar eu sper că se găsească bani pentru... Au luat bani de la UEFA și de la FIFA pentru anumite proiecte. Poate au rămas niște bani care să-i folosească pentru implementarea VAR-ului. La ultima apariție în publică a domnului Borleanu ne-a lăsat să înțelegem că nu are fonduri pentru așa ceva. Aș putea să atunci de ce n-a spus de la început că nu are fonduri și vrea niște bani și el spunea peste tot că nu au... El a spus de fapt, dacă mi-amintesc, a spus că sunt pregătiți și fizic arbitrii, sunt pregătiți teoretic, mai trebuie să-i trimită în străinătate și fizic și teoretic trebuie să fie pregătiți oricând arbitrii pentru carnetul care l-au luat și pentru ce arbitrează în țara asta. În situația respectivă, nu știu, poate se împrumută, ia bani în avans, nu știu ce să facă. Dacă v-ar cere, nu dumneavoastră fizic, lui Junior Gulescu, Ligii, să ajutați din acest punct de vedere, puteți?
Adică deci, să atrageți vreun partener, vreun sponsor, să puneți cluburile să contribuie și dacă ați luat în discuție astăzi acest subiect. S-a luat în discuție și situația aceasta, dar problema e că se plătesc în fiecare an aceiași bani. Adică? Nu putem să ne angajăm la o chestie de asta, noi Liga, să plătim în fiecare an pentru Federația Română de Fotbal, pentru că dânsii îi pregătesc pe arbitrii, dânsii îi delegă, dânsii îi trag la răspundere, ei au toate atributele și noi să plătim. Aș pune întrebarea invers, ei ar plăti în locul nostru. Ba mai mult, vreau să vă spun că de vreo 3 ani, după cum știți, înainte de acum vreo 3 ani, aveam o convenție semnată în ceea ce privește cu federația, cu comisiile. Și aveam de acolo 30% din încasările lor. Erau 200-300.000 de euro. De 3 ani nu mai o semnează și nici bani n-am mai văzut. Uh-huh. Poate să-i folosească pe aia care i-au luat. Sunt aproape 1.900.000, nu știu. Dar ați întrebat cluburile dacă ar fi de acord să aloce o cotă parte din buget? Păi, cluburile au zis că nu sunt de acord. Toate? Adică mai puțin unul, doi care probabil era vocea federației. Unul dintre ei. Da. Deci majoritatea cluburilor nu ar vrea să contribuie dacă federația spune că nu are de unde să acopere diferența. Păi, n-am cum să... Cluburile și așa să chinuie cu banii care îi iau și... Aici aș putea să completez, apropo de zona de fonduri, în momentul de față, dacă intrați pe site-ul FIFA, la programul FIFA Forward 2.0, sper să nu mă înșele memoria, Federația Română de Fotbal are posibilitatea de a accesa 9.700.000 de dolari și a accesat până la acest moment aproximativ 7 milioane de dolari. Asta înseamnă că mai sunt disponibili bani pe proiectul FIFA Forward 2.0 pentru a fi accesați. În ceea ce privește celelalte priorități ale federației, competiții de fotbal feminin, competiții de grassroots, competiții de copii și juniori, dacă au accesat fonduri în acele zone, cu siguranță că nu au cheltuit nimic începând cu martie 2020, pentru că, așa cum bine știți cu toții, nu a avut loc nicio competiție. În ceea ce privește chestiunea de a sprijini financiar Federația Română de Fotbal printr-un eventual împrumut, nu se poate face acest lucru, pentru că un astfel de împrumut este nelegal atâta vreme cât nu avem în zona noastră de competență partea de arbitraj. Aici lucrurile cât sunt de se poate declara, adică nu e o opțiune. Îi sprijiniți sau nu îi sprijiniți chiar dacă au bani, pentru că sub nicio formă cluburile din Liga 1 nu pot vota să acorde un sprijin financiar și nu pot vota împotriva unor norme și reguli imperative, pentru că acele norme legate de formarea arbitrilor sunt norme juridice imperative care izvorăsc din lege, din regulamentele internaționale și din Convenția UEFA privind arbitrajul. Domnule Rugulescu, care e miza acestei relații reci între FRF și LPF? Păi eu n-am nicio, noi nu avem nicio miză. Păi n-ați LPF o miză, probabil că e la dânsii, apropo de acești bani. Doar legat de acești bani, că... Păi altceva, eu nu sunt un tip conflictual, n-am vrut altceva decât să se respecte regulamentele și legile, atâta tot. Nu credeți că era potrivit să-l chemați pe domnul Burleanu astăzi la această întâlnire? Dar nu credeți că era potrivit să mă cheme și pe mine când s-a ales membru al Ligii Profesioniste de Fotbal în Comitetul Executiv? Ba da. Păi și atunci? Păi și eu n-am fost, au fost serviciul de două ori, două alegeri și eu n-am fost invitat. Adică domnul Burleanu a făcut adunarea generală a mea la federație, fără mine. Și practic astăzi ați întors serviciul cumva? N-am întors serviciul, nu m-am gândit și nu cred că era oportun să treia să informăm. Păi m-a chemat la federație, mă prezint la dânsul că e mai mare ca mine în vârstă și trebuie să mă duc eu acolo, nu să vină el aici. Mă duc la el și vedem dacă deblocăm această situație. M-a sunat domnul Orlando de la AED ca să mergem împreună să fie dânsul mediator. Mediator. Credeți că federația vrea să pună monopol pe tot ce înseamnă
fotbal, drepturi TV în fotbalul românesc și de aici acest război, acest conflict? Nu știu ce vor cei de la federație sau ce vrea președintele. Și cotă parte din drepturile TV? Nu? Întreb. Păi de ce să fie cotă parte din drepturile TV? Pentru că el vorbește tot timpul de solidaritate. Și solidaritatea, dacă vă uitați în Germania, se face în ambele sensuri. Noi putem să dăm ceva, cum am dat nesemnând convenția, dar el nu ne-a dat nimic. Când noi furnizăm, adică cluburile dau toți jucătorii la echipele naționale și acum s-a jucat fără spectatori. Dacă când s-a jucat cu spectatori, putea să ne dea și nouă o cotă parte din încasări. Dar la modul în care formulați dumneavoastră, de capul lui, în speță Răzvan Burleanu. Păi, adică chiar nu există oameni care să voteze pro sau contra, sau e o majoritate ca pe vremea... E comitetul executiv care... Da. Comitetul executiv doar ridică mâna. Păi sunteți și dumneavoastră în comitetul executiv. Sunt și oameni din Liga Întâi în comitetul executiv. Păi sunt trei oameni, dintre care eu și încă doi din partea cluburilor. După cum știți, domnul Paraschiv a fost pe la federație și acum e membru acolo. Domnul Paraschiv a venit și astăzi și ne-a spus să dăm bani la federație. Deci iar spus. Ceilalți n-au fost de acord. Păi cum, zic, v-ați consultat cu colegii? Păi nu, dar dacă se blochează, să dăm bani. Păi stai, domnule, că mai sunt și ceilalți. Deci venise cu o temă cumva, nu? Păi și acolo la comitetul executiv așa e. Nu e. Eu când mă opun sau mă abțin, e, din punctul meu de vedere, în regulă. Când sunt ceilalți, niciunul nu se abține, niciunul se opune. Mai e reprezentantul sindicatului jucătorilor care mai se abține sau se mai pune contra. Mulțumesc. Dumneavoastră trebuie să vă puneți în situația noastră și în situația domnului Burlean. Dacă erați în locul meu aici, nu țineați cont de cei... Da. Acum, dacă forțezi, nici nu vii după opoziție să discuți și să ceri un ajutor. Nu vrei să te impui și să și... rezolv și să fie numai ca tine. Nu se poate în lumea asta. Pentru domnul Iustin, spuneți-ne dacă ligii îi este teamă de o plângere penală în cazul în care acești bani, 550.000 pentru pregătire arbitrilor, îi va achita LPF? Păi am transmis foarte clar cluburilor acest lucru, că nu putem să ne asumăm lucruri care sunt dincolo de legi și de regulamente. Nu putem să ne asumăm sub nicio formă cheltuieli care nu țin de atribuțiile Ligii Profesioniste de Fotbal și cu certitudine că nu vom încălca aceste lucruri. Într-adevăr, ne deranjează un lucru și anume faptul că pentru Federația Română de Fotbal arbitrajul VAR nu este o prioritate. Suntem cu toții martorii unor arbitraje care influențează clasamente, ierarhii, rezultate. Și eu cred că Federația Română de Fotbal ar trebui să fie primul for interesat de rezolvarea acestei probleme, pentru că noi nu suntem altceva decât victime. Și noi și cei 16 cluburi, pentru că în momentul în care ai arbitraje proaste, în momentul în care ai arbitraje care influențează clasamente și rezultate, din păcate credibilitatea competiției și încrederea fanilor în aceasta este diminuată. Deci avem cu toții de pierdut, pentru că o încredere diminuată nu face altceva decât să afecteze jucătorii de la cluburi, iar jucătorii de la cluburi, la rândul lor, sunt convocați la echipele naționale. Deci cu siguranță că nu vom face nimic care este în afara dispozițiilor, normelor juridice în vigoare. Cu siguranță aveți o evidență în țările în care s-a implementat deja VAR. Care este situația acolo? Cine plătește pentru pregătirea arbitrilor? Liga sau Federația Națională? Întotdeauna
din ceea ce am comunicat cu alte ligi profesioniste, cheltuielile care țin de formarea arbitrilor au fost asumate de către Federația Națională, pentru că nicăieri, cu excepția Premier League, arbitrii nu țin de ligile profesioniste, ci țin de Federație Națională. Ori atâta vreme cât ai un personal, ok, nu angajat, cu care colaborezi, este obligația ta să asiguri formarea profesională a acelor persoane. Pentru domnul Avram, ultima întrebare. Să ne spuneți exact în ce constă pregătirea asta a arbitrilor, pentru că suma mi se pare enormă, 550.000, adică nu e ca și cum înveți un copil de grădiniță acum să arbitreze un meci de fotbal. Arbitrii ăia sunt pregătiți deja, știu ce e ăla offside, știu ce e ăla penalti, roșu, hands și așa mai departe. De ce este nevoie de o asemenea sumă pentru pregătirea unui grup de 30 de arbitri sau cât sunt, 50? În primul rând, mesajul este următorul. Nu are Liga nicio treabă cu pregătirea arbitrilor. Nu ar fi de niciun interes pentru Liga Profesionistă de Fotbal decât ca arbitrii să fie pregătiți și să poată intra pe teren cât de repede posibil pentru a putea implementa VAR. În niciun caz nu ne-a interesat care este această în detaliu, ce fac acolo, cu ce cheltuie acei bani, în ce fel se duc acei bani către arbitri. Am auzit doar în spațiul public anumite lucruri care au fost vehiculate și anume diurne pentru arbitri, terenuri închiriate, ar fi o premieră în istoria arbitrajului românesc să se plătească diurne. Atâta timp cât eram arbitru, m-am luptat pentru aceste drepturi și permanent am pus presiune să se plătească și în momentele în care ne cheamă la cursuri. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, ar fi o premieră, dar cred că cea mai mare parte a cheltuielilor se aduce către folosirea acestor echipamente tehnice și cazările arbitrilor, transportul arbitrilor, diurnele arbitrilor, meciurile amicale, meciurile test. Din punctul ăsta de vedere, întrebarea trebuie să o adresați la Federația Română de Fotbal. Nu mi se pare mare? Mi-e greu să mă pronunț eu dacă este mare sau mică. Ceea ce le-am prezentat cluburilor astăzi în adunarea generală, de fapt n-a fost adunarea generală, această întâlnire care a avut loc a fost faptul că anumite costuri trebuie asumate. Și anume, vorbim de acele persoane care sunt în venurile VAR și anume cei doi arbitri VAR și tehnicianul. Cluburile trebuie să suporte baremurile arbitrilor. Acestea, în general, în Europa se practică un procent din baremul arbitrului de centru. Făcând niște calcule simple, e vorba de sute de mii de euro în fiecare an. De asemenea, acel tehnician care intră în acele venuri și care este suportul tehnic pentru arbitri trebuie plătit și de asemenea e vorba de sume de sute de mii de euro pe an. Adică să completez un pic ceea ce spune domnul Avram, sună cam așa. Ați fost informați că Liga nu plătește niciun ban. Este o informație falsă. Odată Liga, în cadrul unui parteneriat, a reușit să identifice furnizor de echipament în valoare de 800.000 de euro, după care, apropo de ceea ce v-a spus domnul Avram mai devreme, vor mai exista costuri de aproximativ 700.000 de euro, 800.000 de euro, care țin de partea de servicii, respectiv arbitri VAR plus operatorul VAR, cel care trebuie să asigure asistența tehnică pentru ca arbitrii să poată evalua imaginile care le sunt furnizate. Costurile acestea de 550.000 de euro, ca să completez, reprezintă, din câte am înțeles, costuri pentru o pregătire inițială a arbitrilor, pentru a putea începe VAR în România, efectiv. Dar trebuie să țineți cont de faptul că proiectul VAR, așa cum este prezentat el de către FIFA, include o evaluare permanentă, monitorizare, include pregătirea noilor arbitri care vor să vină către Liga 1 din ligile inferioare. Deci, practic, va exista un procent din aceste costuri care va trebui cheltuit în fiecare an. Vor fi costuri recurente. An de an trebuie să faci evaluarea, an de an trebuie să faci monitorizarea, permanent trebuie să aduci arbitrii noi. În momentul în care această pregătire inițială este evaluată la 550.000 de euro, vă dați seama cât de mult va trebui plătit după aceea pentru pregătirea arbitrilor în fiecare an. Este un cost pe care cred că trebuie să și-l asume federația și felul în care se cheltuie acești bani nu este niciun fel problema Ligii Profesioniste de Fotbal. Adică mesajul este că nu vom cădea în capcana de a prelua noi cheltuielile altora. Și mai vă spun un lucru. Anul ăsta costul care pentru arbitrii din partea Ligii baremul și asta se duce la 1.200.000. Dacă sunt ceilalți cu jumătate, faceți să socoteală cei din cabine. Ajung să plătească aproape 2 milioane pe arbitrii la federație, nu?